La data de 28 august se rog ca sărbătorește hramul orașului. De dimineață, creștinii au mers la catedrală la adormirea Maicii Domnului și au asistat la slujba religioasă. Prilejul sărbătorii, episcopul de Soroca a venit cu un mesaj de felicitare pentru localnici. Astăzi, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă celebrează cea mai remarcabilă sărbătoare mariologică consacrată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Adormirea Maicii Domnului. Sărbătoarea este profund îndrăgită de către dreptmăritorul nostru popor, astfel în această zi, în Sfintele Biserici și locașuri de închinare, creștinii sunt prezenți pentru a exprima pietatea lor prin rugăciune Preasfintei Fecioare Maria. Așa se face că la acest praznic domnesc, municipiul nostru Soroca, împreună cu oamenii săi, își celebrează hramul. Orașul nostru străvechi, nistrean, sorocean, a ajuns la cea de-a 521-a aniversare. Jumătate de mileniu de existență și de propășire a valorilor, de împărtășire a îndeplinirilor, a zilelor frumoase, a încercărilor și a provocărilor. În această zi aniversară de hram a municipiului Soroca, adresez sincerele, cordialele și arhiereștele mele felicitări tuturor sorocenilor, dorindu-le pace și sănătate, bucurii și sfinte împliniri. O rog pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea orașului nostru Soroca, să-și lase cinstitul ei acoperământ, dar și mila sa de maică asupra orașului nostru Soroca, asupra dreptmăritorului popor al Sorocei, dar și asupra întregii țări, Republica Moldova. Iubiți și dragi întru Hristos, frați și surori, dragi soroceni, felicitându-vă cu această măreață sărbătoare dedicată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, vă doresc tot binele și vă îndemn ca să vă atașați de cele spirituale, să iubiți Biserica lui Hristos, căci doar prin biserică, doar fiind împreună cu Hristos, vom izbuti să trecem peste toate încercările vieții și să devenim buni oameni ai statului nostru, Republica Moldova, și în speță buni credincioși ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova. Sincere felicitări cu această sărbătoare! În acest an, orașul Soroca sărbătorește 521 de ani de la prima atestare documentară.